Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să aibă cetățenia română, dar și domiciliul în România. Trebuie să aibă diploma de bacalaureat, vârsta până în 27 de ani și să fie apt medical. La facultatea de pompier din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza București au fost scoase la concurs 35 de locuri, iar la școala de subofițeri de la Boldești au fost scoase 225 de locuri. Înscrierea candidaților are loc la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Nicolae Iorga din Botoșani.